Imediat vedem cum a fost și la Craiova, la concertul Andreea Evea. Dar acum revenim la următorii noștri invitați, pentru că povestea lor de dragoste a început plantă de la un salut. Salut! Acel salut a evoluat atât de tare încât acum au un copil și sunt extrem de fericiți, dar povestea lor este cu adevărat incredibilă. Așa că îi poftesc aici pe Oana Matei și pe Emilian Coruții! Salut! 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 Haideți să luați un loc! Ați adus la cuscă de post? Am uitat că postești. Eu și plantă suntem păcătoși acestei emisiuni și am zis că trebuie să ne mai dregem păcatele. Încercăm și noi, doamnă. Încercăm și noi cum putem. Doamne ajută, doamna Oana. Bine ați venit. Haideți să luați un loc aici. N-am vrut să vă... Să ne ispitiți. Lăsați că nu ne e drag și o ceapă fără, să mâncăm. Cu post, fără post, Cătălin. Este și zacuscă, este zacuscă. Ceapă de la Bistrița Năsăud, bă, plantă, duci cum e la Bistrița Năsăud? E bine la Bistrița Năsăud. Foarte bine. La Bistrița Năsăud sunt cele mai frumoase fete. Vai, mulțumesc. Deja ați nevastă. Da, păi da, nu. Păi tocmai de asta nu era nicio aluzie. Vreau să zic că și dumneavoastră sunteți o nevastă frumoasă. Dar a fost acolo la un moment dat la Noii Plantă. Mai țin minte când a fost ansamblu. Ansamblu. Ansamblu cu una de pe Somești. Numai fete frumoase acolo pe plantă. Numai fete frumoase. Extraordinare. Le salutăm dacă se uită la noi la emisiune. Îi salutăm și pe băieții din ansamblul cu una de pe Somești. Doamne ajută să fie bine. Doamne ajută. Plantă, uite-te aici la acești doi tineri care la un moment dat doar s-au salutat și apoi s-au și luat. E adevărat? Da, așa este. Ia zi-mă, Oana, cine a salutat primul? Emilian. Emilian. Știi, da. Emilian, atunci ai deci legătura. Deci toată relația noastră se rezuma doar la un salut. Deci cum toată relația se rezuma la un salut? Că nu eram înțeleg. Doar colegi de cântec, da? Cântam împreună și doar ne salutam. Sau gen, mergeam la un aparat de cafea, ai un leu? Da, am. Atât. Dar atât. Deci chiar colegialitate. Atât. Dar noi cântam... Colegialitate. Da, dar ce-a avut salutul ăla special așa? Eram în același ansamblu și era normal și firesc să ne salutăm, fiind colegi. Deci în ansambluri... Crede-mă că se întâmplă minuni. Foarte mult. Adică oamenii ei dansează, nu dansează, pac, 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 hop! Înțelegi, plantă? Așa. Asta era vorba. De la dans pleacă viața. Vorbim de acum 10, mai bine de 10 da, ani, clar, așa, de acest clar. Salut. După care erau altfel saluturile acum 10 da. Ani. Nici măcar cu zâmbet, deci doar un salut și atât. Ne cunoșteam foarte bine, cântând împreună și după care drumurile noastre s-au abătut, ca să spun așa, ne-am dus fiecare la școală în alte părți. Opa, a picat sediu, nu-i problemă. Eu am venit la București. Da. Le arătăm imediat. Eu am venit la București. Și? Eu sunt aici, trăiesc povestea. Am terminat facultatea și tot. Și m-am întors la Bistrița și m-am angajat în același ansamblu, unde era și Emilian. Și? I-am propus o vacanță. Nu, stai, am cântat împreună, deci doar să atât, cântam împreună ca și formație. Da. Amândoi eram liberi de contract, ne căutam formație, ca să spun. Și am zis că ar fi frumos să cântăm împreună pentru că Hai mă, Oana, trebuie să le spunem oamenilor adevărul, pentru că am înțeles că Emilian, în loc să te invite la film, la cafea sau la o savarină, te-a invitat la piscină. Asta a fost după, da. Deci bine, mă, am Emiliane. Cântat o vreme împreună și după care am și ieșit împreună, vorbeam foarte mult și am văzut toată viața costum popular, acum haideți să vedem un pic cum stă treaba, dacă te văd în costum de baie. Și? Da, la o piscină și după care, până la piscină, deja erau treburile foarte aproape, deci erau cafeaua foarte zi, în fiecare zi, ieșeam, da, și recunosc. Oricum ea nu rămâne datoare și dacă tot am invitat eu la piscină, ea mi-a I-am pregătit făcut o invitație și mai mare. O invitație, un bilet în Grecia, așa de... De acolo de la piscina aia, adică a zis că totuși... ți-a dat clasă. Tu repede hai la piscina aici, la Bistrița, nu, de la Bistrița, nu? De la Bistrița, da, la Bistrița și apoi Oana a zis, hai în Grecia. Hai în Grecia, adică, da. Și? Și după care, în Grecia, pot să spun că s-a concretizat relația noastră. Adică? Am și postat că suntem împreună. Din Grecia am luat o hotărâre că suntem împreună și că... De s-a întâmplat în iulie asta cu Grecia, apoi în septembrie v-ați căsătorit. În septembrie m-a cerut de soție. Da, în februarie am făcut nunta. Da. Anul următor. Am fost și în Thailanda în luna de miere, deci toate le-au făcut așa. Bine, în iunie am făcut primul copil și anul trecut, în mai, am făcut al doilea copil. Și acum vă mai doriți încă un copil? Dacă mai așteptăm, da, Dumnezeu, că... Ne dorim și o fetiță, că fiindcă avem doi băieți, dar doi băieți, mai... Ne mai dorim, sigur că da, dar am zis că am făcut și casă, apropo de asta. Băi, deci, într-un doi ani de zile... Oamenii sunt și gospodari, oamenii sunt și muncitori.
Și sunt și pe dragoste. Și da, și am și cântat. Și au și cântat și au scos și trei albume. Și trei albume, da. Băi. Asta e cel mai proaspăt. Hai să le luăm așa, de la începuturi. Asta e primul? Care da, e primul, da. E aici era folclor. Oana Matei, da. Când încă nu era măritată. Da, corect. Exact. Apoi a venit bărbatul și normal Oana că nu se mai numea Oana Matei. Simplu, Oana Matei Coruții. Parcă te așa. Văd, Doamne Iisuse, asta este un... Cântece religioase, cântere, da. Cântece religioase, foarte exact. Frumos. Foarte tare, bravo. Și ăsta este și... chiar proaspăt, proaspăt scos. La tine am zis că venim. Mamă, și... Mamă, ăsta e proaspăt da, acum? Da, decolinde și sperăm Oana să Matei fie... și Emilian Coruții. Deci da. La primul album nici nu exista. La al doilea ai folosit doar numele de familie. Da. La al treilea album omul și-a pus și numele lui da. Emilian Coruții. Adică a zis, doamne, uite-mă, foarte frumos. La albumul Veste Bună Gazdă în Casă și sperăm să fie, să-ți placă cu... Super. Colindele noastre frumoase. Eu mă bucur. Cum e vremea la Bistrița, Năsăud? Ce mai face lumea pe acolo? Foarte frumos. Noi acum venim din Spania, de la românii de acolo. N-am venit de la Bistrița, au venit tata cu găluștele. A dus găluștele omul? Da. Post ca post, Cătălin, dar așa ceva nu cred că ai mai primit. Mamă, sarmale cu... Cu ce? Cu cârnați. Mamă, sarmale cu cârnați? Fiindcă noi am venit cu avionul, pe stați avion acolo, știi stați, că nu... Stați acolo! Stați acolo! Ia uite-le mă la ele, vor să mă ispitească, stați acolo! Gata, le-am liniștit. N-am vrut să facem rău, dar... Nu e nicio problemă. Mai noi... venim, dacă după ce trece postul și aducem mai mult. Cu mare drag. Ea este Oana Matei, el este Emilian Coruții. Împreună formează un cuplu minunat în muzica populară, așa că eu zic să-i ascultăm, sunt din Bistrița, Năsăud, da? Da, din Năsăud. Iar dacă vreți să o vedeți pe Oana... în costum de baie din Grecia, intrați pe Instagram-ul ei. Cum e? Exact. Oana Matei Coruț și a lui Emilian, cam amândoi suntem. Și el în costum doar de baie? Doar împreună postăm în costum eu de baie. Doar împreună. Costum de scafandru. De scafandru. Perfect. Emiliane, așa. Să fie într-un ceas bun și mulțumim. Vezi ce înseamnă mulțumim un salut frumos. Spus la timpul potrivit. Așa. De acord. Perfect. Așadar, oamenii ăștia ne cântă astăzi, ei aplaudăm, mare ne bucurăm drag. Pentru ei și în câteva momente emisiunea noastră continuă. Până atunci, priviți. Doamne, a venit Michael Jackson. Uite, e Michael Jackson în spatele camerei de filmat. Uite, uite, băi, pe cuvântul meu de onoare, Michael Jackson aici. Stai, 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 stai. Stai, 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 stai. Michael, hello. Hello, Michael. E Michael, Michael. E colega noastră, Raluca Stancu, care cu siguranță e răcită și și-a pus această mască pentru că nu vrea să ne îmbolnăvească și pe noi. Raluca, vin să te iau în brațe. Haide să te iau în brațe. Până atunci să cânte Oana și Emilian. Ai la 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 la, își tâmpără inima. Ai la 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 la, cât aș fi de supărat. Ai la 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 la, tătă-i arde de jucat. Îi lasă tăte grijile și bate bugelile. Cine are joc în sânge, ai la 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 la, pământul nici nu cișorile, ai la 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 la, eu îi sar călcâile, ca din foc scânteile. Ai la 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 la, când aude șechera, ai la 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 la, își tâmpără inima. Ai la 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 la, cât aș fi de supărat. Ai la 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 la, tătă-i arde de jucat. Ai la 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 la, când aude șetera. Ai la 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 la, își tâmpără inima. Ai la 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 la, cât aș fi de supărat. Ai la 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 la, tătă-i arde de jucat. Îi lasă tăte grijile și bate bugelile.
să joace cu ei drag. Ai la 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 la, și cui pune rămășag. La 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 la, că de joacă lângă mine. Ai la 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 la, nu s-a face de rușine și-a trăi în lume bine. Ai la 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 la, când aude șetiera. Ai la 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 la, își tâmpără inima. Ai la 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 la, cât aș fi de supărat. Ai la 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 la, tătâi arde de jucat.